Copiii din Drobeta Turnul Severin merită să fie sărbătoriți. Fără teatru de copii, cinematograf sau parcuri de distracții, părinților le este destul de greu să le ofere prichindeilor de 1 iunie o altfel de zi. Au primit o mână de ajutor de la centrele comerciale din oraș. Unul dintre ele pregătește o dublă petrecere, una în aer liber și cealaltă în interiorul magazinului, cu multe concursuri și surprize pentru cei mici. Vom avea de asemenea jocuri și concursuri cu premii, personaje de poveste, mascote foarte multe, chipsuri, Coca-Cola, petrecere, ce să mai, pentru toți copilașii de 1 iunie. Și centrul comercial din apropierea târgului Veterani a pregătit petreceri pentru ziua copilului. Carnavalul va fi urmat de face painting, modelaje din baloane, jocuri pentru copii, dar și programe artistice din cele mai diverse. Avem activități diverse care se desfășoară pe parcursul întregii zile, începând de la 9 jocuri și concursuri în parcare, la care pot participa toți copiii care vin la magazinul nostru. Continuăm cu concurs de karting, după care avem spectacole pentru copii, muzică ușoară, muzică populară, muzică instrumentală. Iar după amiază venim cu un carnaval pentru copii, în care îi vom încânta cu modelaje din baloane, face painting, parade de costume, dansuri. Deja cei mici s-au pregătit pentru petrecerile care vor avea loc de 1 iunie. Unii s-au gândit de pe acum și la cadouri. Eu vreau să primesc laptop. Și jucării nu vrei să primești? Nu. Ce fel de laptop vrei să primești? Te-ai hotărât sau o lași pe mami să aleagă? O las pe mami să aleagă. De altfel, și la capitolul daruri, salvarea a venit tot de la centrele comerciale. În afară de reduceri la gama de alimente, îmbrăcăminte și jucării pentru copii, unele hipermarketuri au dat starturi și reducerilor la cărți de 1 iunie. Petrecerile de 1 iunie vor avea loc pe parcursul întregii zile, de la 9 dimineața până seara, când se vor încheia cu confetii și felii delicioase.